astăzi vom reacționa la un film horror care nu o să te lase să adormi de seară. Da, fraților, este vorba de filmul horror care se numește Penumbra și în filmul ăsta este vorba despre o fată care tocmai ce a fost eliberată de la un spital de nebun sau ceva de genul și are impresia non-stop că este urmărită și se spune că dacă te uiți noaptea la filmul ăsta și tu o să fii urmărit. Ai, frate, că nu o să fii urmărit de nimeni, calmează-te. Dar totuși e un film destul de horror. După cum puteți vedea, asta cred că e sora asta sau o prietenă de-a ei și o ia aici de la spitalul ăsta de nebuni, de la clinica asta de nebuni, gen, pentru că sora mea are impresia că e urmărită. Dar cine știe, poate nu e nebună și chiar e urmărită de cineva. Dar urmează să aflăm, v-am zis. Urmează să aflăm, bro. Nu ne scapă niciun detaliu nou, știi ce zic? Ok, sunt curios unde o să o ducă, bro. Eu n-o să meargă într-un orășel sau care-i treaba? Nu-mi spune că acțiunea acestui film o să se petreacă în mijlocul pădurii sau ceva de genul. Cred că asta e cea mai proastă locație pe care poate să aleagă, având în vedere că lui sora mea îi e frică că e urmărită de cineva. It happened again. De două ori astăzi. Este ok. Am ridicat-o eu în dimineața asta. Și că știu, mi-aș fi dorit să fiu aici. Cu cine vorbește? Despre cine vorbește? Și că ok, o să stau cu ea. Mamă, bro, dar unde și-o găsit ăștia? Ok, arată foarte frumos. Uitați-vă la priveliștea aia din spate. Doamne, ajută să ajung și eu să am așa o priveliște. Dar totuși, bro, în mijlocul pădurii, o duci pe asta care e frică că e urmărită de cineva, fix aici, bro, unde toată lumea se gândește că e urmărită de cineva. Cea mai proastă decizie, bro. Și că și eu te iubesc. Vezi cum ți-a zis că te iubește sora mea. Începe muzicuța. Bă, pe mine n-are cum să mă sperie filmul ăsta horror, pentru că eu deja știu ce se întâmplă. Nu m-am uitat la el, dar 100% vă spun, cum e în fiecare film horror, că asta nu e nebună și 100% e urmărită de cineva. Fiți atenți. Astea sunt două surori, a scrie aici ceva? A, da. Dori sister cu Faie. Deci pe asta o cheamă Faie și pe aia Dori. Ok. Dragă vară, dulce vară, fără timp, cântă. Îmi ia respirația. Îți amintești asta? Da. Nu puteam să adorm fără asta. Ce că era favorita ta. Ce s-a întâmplat, Faye? Unde te-ai dus? Ci că te-am lăsat să o lași în pace. Ci că da, știu că este foarte dificil pentru tine. Bă, nu înțeleg. Nu înțeleg la ce se referă, dar bănesc că o să aflăm răspunsul. Sau scrie în descriere? Ai încredere în mine. Nu zice nimic în descriere. Ci că am petrecut destul de mult timp cu oameni care cred că sunt nebune. Bă, până la urmă, nu putem să o credem pe sora noastră, pentru că orice nebun zice că nu e nebun. Zice că voi nu mă înțelegi, zice eu nu sunt nebun. Adică asta e discursul oricărui nebun. Dar eu cred că asta pe bune. Ca așa e în fiecare film horror. Ăștia toți cred că ea e nebună, dar de fapt ea pe bune e urmărită de o entitate paranormală, de vreun demon, de ceva. Bate cineva la ușă, vai. Faye? Nu e în cameră, bro? Dar unde e? Dacă nu e în cameră, unde e atunci? Se uită... Mamă, se uită în ghiozdanul ei. Ia să vedem ce o să găsească. Cred că se uită în ghiozdanul ei, adică nu cred că e ghiozdanul lui asta. A găsit un jurnal. Ai grijă, sora mea, fie că dacă asta o prinde o să fie nașpa. Wow, sunt desene. Bănesc că o vede pe femeia asta sau care-i treaba. Mamă, uitați-vă câte de-astea sunt. Bănuiesc că o vede pe femeia asta, băi și fete.
Că de-aia o desenează. Dark, scrie ceva dark acolo. Ce-i asta, bro? Asta e o femeie cu mai multe tentacule? O creatură cu mai multe tentacule, așa pare. Destul de suspect, dacă stai să mă întreb pe mine. Mamă, s-a luat curentul, vai, vai, dacă crezi că ești urmărit și se ia curentul, Doamne, ferește, bro. O iei razna. Dar vezi unde-i fei, că trebuia să fie aici. Trebuia să fie aici. E natură? Ia uite-o și pe feia noastră. Dar de ce au venit aici, bro? De ce nu s-au dus? Adică aici locuiesc, ele mă îndoiesc. I know I'm a burden. I'm sorry. Oh, zis, îmi pare rău. Băi, ce are pe gât, vedeți? E are o tăietură pe gât și e capsat acolo. Acum aș deși asta seama. Și fiți atenți, vă zic eu ce are pe gât. A rănit o creatură aia de care zice toată lumea că e nebună. Și aici, Brogin, zici că e capsată pe mâini. Ești nebun, voi vedeți? De ce n-ai zis nimica? Dori, cred că trebuie să plecăm. Să plecăm? Da, da. Vă spun eu, fraților, vă spun eu. Nu suntem în siguranță. Asta are dreptate. De ce n-am fi în siguranță? Ce se întâmplă? Uite acolo. Acolo unde? Mamă, ce casă mișto au, bro, wow. Ce este? Uite, este chiar acolo, arată cu... N-o vezi? Ce să văd? Ce că uite, uite înăuntru, Dori, ce să vedem? Intră înăuntru. A închis-o pe asta afară. Sau s-ar putea ca feia asta să fie nebună? Ce ziceți, voi să o lăsați la comentarii, să vedem la final cine are dreptate. Eu zic că nu e nebună. Cine o urmărește pe sora mea, bro? A intrat pe fereastră. Să intri pe fereastră în propria casă, cea mai tare experiență. Shit. Să lua curentul, hai sora mea, prinde curentul. S-a pornit discul ăla și cântă o muzică ciudată. Vă fiți atenți că pe bune e ceva ce le urmărește pe astea. Și aia nu e nebună, bro. Aia pur și simplu zice adevărul. Dar nu vor astea să accepte. 100% vă zic că despre asta e vorba. Ascultați aici la mine, băiți. Uite că vede ceva. Ia vedeți, păzia! Bă, v-am spus! V-am spus, dacă nu v-am spus. Creatura cu tentacule, ce-ai făcut sora mea? Fix de ce ziceai că sora ta e nebună. Da, du-te și ia un topor, 100% o să bați creatura care e un spirit. O să o bați cu toporul. Foarte bună alegere. Foarte bună alegere, cred că creatura face pe aia de frică acum când se gândește că o să dea cu toporul în mine. Cineva plânge. Se aude un plâns, cred că plânge fei. Pe fei o fi că deja a luat-o creatura. Ai grijă, sora mea. Mamă, feie în baie și plânge în baie. Bro, sora mea, dar de ce ți-ai ales fix baia, bro? Bă, parcă și astea vor să fie și atrase într-un scenariu de ăsta horror. Bro, pe bune. Ci că îmi pare rău că te-am închis afară, dar mi-era frică. Ci că lui sunt fei, cred că ai dreptate. Cred că trebuie să plecăm. Nu, nu putem, nu putem să plecăm. De ce nu putem? Spune! A, că dacă pleacă, adică... Creatura era afară, nu? Aha.
Deci creatura aia nu trebuie să intre în casă, dar n-a lăsat aia geamul deschis. Nu, ok, deci a zis și că îmbracă-te, o să pregătesc mașina și o să sun la poliție. Și că te rog, o să fie totul bine, stai acolo. Bro. Bravo, sora mea, bate-te cu demonul, foarte bună alegere. Aha, s-au tăiat comunicațiile, este pe Among Us. Ia vezi ce s-a întâmplat. S-au tăiat comunicațiile. Cine e impostorul? Ia vezi cum se deschide ușa. I don't know who you are. Nu știu cine ești. Cică și nu știu ce ai făcut surorii mele. Dar vreau să ieși din casa mea. A, dacă ar fi atât de simplu. Intr-o hoță, casă, intr-o cine. Vreau să ieși din casa mea. A, ok, frate, scuze, nu știam. M-auzi? Vreau să ieși din casa mea. Păzea, soră mea. Vezi că îți levitează creionul. Vreau eu un spirit. Nu ai ce să-i faci. Vezi, te bați cu toporul, cu spiritul. Aia a ieșit. Fei? Bro, cum a ieșit fei aia? Bro! Wow! Mamă! Dacă aș fi demon asta aș face, i-aș băga pe toți în aer și pe le-aș da drumul așa. Hai, pleacă sora mea de aici. Și-a luat o frânghie. Aoleu. Ce faci, sora mea? Crezi că poți să arunci cu frânghia până acolo? Aha, vezi că ți se duce ăla. Băi, mamă, frate, păi dacă pica aia, e moartă. Ia că s-a dus sus. Suntem super fantastici. Mamă, bă, voi vedeți, fraților, la cât a ajuns. La un milimetru să o prindă pe sora ei. Dar n-a nicio șansă, no. Ba da! Bravo! Zic că te rog, stai. Să spart ăsta. Doar ține-te bine. Păi și ce o să se întâmple, bro? O să pice amândouă din cer? Nu poți să o iei. A lăsat-o, bro. S-a sacrificat pentru sora ei, man. Și toată lumea a crezut-o nebună. Și acum o duce în spațiu. Ok. Bă, sincer, fraților, chiar a fost un film horror destul de interesant. Deci chiar a fost ceva super interesant. Doar că, bro, nu m-ar speria ideea că pot să zbor până în spațiu, știi ce zic? M-ar speria mai mult ideea asta, că pot să pic din cer, ca pe GTA 5. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, vă dați seama. Ia că nu s-a terminat, păzea. Bro, cine mișcă frânghia? Ia uite-o pe asta! Ia, vedeți, fraților, că a supraviețuit. Ia uite cum stă. Bro, a avut sora mea, a supraviețuit. Bravo! Dory! Cine zice? Cine vorbește? Asta cred că e maică sa. Mamă, Dory, spune ce s-a întâmplat. Fei, unde este Fei? S-a dus Fei. Dory nu poate să vorbească. Bro, Dory, fraților, e într-un șoc de ăla de nu poate să vorbească. Știți că mai există chestia asta, gen, e o chestie psihologică. Și că orice o să mă crezi. Nu poate să vorbească, bro. E șocată, e prea șocată. Mamă, man. Bă, horror. N-am ce să zic, chiar m-a... Bă, jurnalul ei. Jurnalul ei, am și uitat de jurnalul ei. Nu mai deschide jurnalul, sora mea.
Vrea să se uite, să vadă, poate găsește ca în cartea de Minecraft, cum să învingă această entitate ciudată. A găsit. No. No, iară, no, 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 iară se întâmplă la fel, iară se duce. Ba, uite, bă, îi scrie mâna automat. Mamă, îi scrie mâna automat, bro. Ca la Amanda de Adventurer. Ia ce scrie. Bro, îi scrie mâna automat. Oare ce scrie, bro? Ne arată ce scrie? Te rog, eu, arată ce scrie, nu mă lăsa așa în suspans. Aaa, mă, frate, nu mai arăt ce s-a scris, aici s-a terminat, bro. Mamă, ce dezamăgire. Dați o notă, fraților, de la 1 la 10 la filmul ăsta horror. Băi, eu zic că a fost un film de nota 7. Băi și fete, astăzi ne vom uita la un film horror la care doar 1% din oameni au curaj să-l vizioneze până la sfârșit. Da, frați și surori, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marusiancu și bine v-am găsit la o nouă reacție foarte creepy la mine pe canal. În episodul de astăzi vom reacționa la filmul horror care se numește Is That You? Adică acela ești tu. Este un film horror postat acum 5 ani de zile, fraților, și are 2,3 milioane de vizualizări. Se spune că doar 1 sau 2% din oamenii care încep să se uite la videoclipul acesta îl termină până la final din cauza faptului că este prea horror și ies de pe videoclip. Hai să vedem, fraților, dacă noi o să reușim să ne uităm până la final. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și haideți să-i dăm drumul. Din câte am înțeles, este un film cu tematică de Halloween. Astea sunt cele mai tare, bro. Efectiv, astea sunt filme horror adevărate cu vibe de Halloween, cu tot ce trebuie, man. Îmi plac maxim filmele astea. Ok. The Witching Season. Deci se pare că orașul este plin de astea de Halloween. Ok. Ok, și casa este decorată de Halloween. Asta e tare. Aoleo, sper că ai un costum. Sper că nu a rămas cineva acolo. Asta sperăm că e o decorație, doamne iartă-mă, nu un costum. Mamă, dar se prezintă orașul ăsta bine, fraților, de Halloween. Muzica de Slasher Dave. Hopa. Sper că și asta e o mascotă. Man, ok, deci bă, băieții ăștia iau Halloween-ul foarte în serios. Hai să vedem. Ok. Sute pe câmp. On All Hallows Eve, she comes with a wand. As that is the sense, she will find a way in. Ok, deși că e vorba despre o ea care vine odată cu vântul. Those who have seen her, they go to the black. Cei care au văzut-o se duc în negru. For once you have seen her, you never come back. Dacă ai văzut-o odată, nu o să te întorci niciodată înapoi. Bro, despre ce e vorba? Care-i treaba cu orășelul ăsta? Ok. Și aici este intro. Is that you? Jeez. Ok. Ok, și fata asta, fraților, uite, deci fata asta și-a rupt piciorul și bănesc că nu poate să se ducă la petrecerea de Halloween, că vorbește cu prietena ei la telefon despre ceva petrecere de Halloween care o să fie foarte nașpa, nu știu ce. Ok, canal 66
Halloween special. Ok, de vorbește cu prietena ei la telefon și se uită la televizor. Ok, și se ceartă cu prietena ei că iară s-a împăcat cu Todd, dacă mi-aduc aminte că i-a zis, cu un băiat. Și îi zice că vă împăcați și vă cedeați o dată la două săptămâni. Asta e un canal de Halloween foarte prost. Chica, o să te susțin, spune ea. Hopa, ai se deschide ușa. Bă, taci, bă, frățiorul. Hopa, fraților. Ce s-a întâmplat cu tine? Aia a fost genial. Asta e maica sa? Îmi pare rău. Candy? Îmi dai o bomboană că te-am colindat? Yes. Ah, ba nu, ia o bomboană. So, is Jenny coming over? Maybe. She's with Todd. Ah, cu Todd. Ok, deci asta bănesc este maica sa, fraților, și-a întrebat-o dacă Jenny vine la ea, gen prietena asta e cu care a vorbit la telefon și a zis că no, că e cu Todd. That gross guy. Un tip foarte scârbos tot ăsta. Nu știu ce au cu el, săracul tot. Well, you know what? If she's in Osho, you and I will just watch horror movies, okay? Cică, dacă ea nu vine, noi două să ne uităm la niște filme horror împreună. Ok? Nu prea încântată. Hopa! Ne dați ori nu ne dați? Ok. A venit cineva să colinde. Trick or treat or whatever. Ne dați ori nu ne dați? Bă, ce-s costumele lui ăștia, fraților? Păi, dar ea e îmbrăcată și ei, ăștia? How old are you two? Și că câți ani aveți? How old are you? Câți ani ai tu? Hai, plecați de aici. A, o fi, fraților, că ea dă astea numai la copii. Ăștia sunt deja adolescenți. Ok, asta tot se uită la canalul 66 Halloween Special. Cu ciudatul ăsta. Hopa! Cineva a aruncat cu apă? Sau a fost un bulgăre de zăpadă? Nu cred că a fost bulgăre de zăpadă, a fost apă. A aruncat cineva în asta, ei, fereastră ei. L-a pus pe ăsta pe mut, bine că l-a pus, că nici eu nu mai suportam să-l aud. Ia. Se uită afară. Ah, sunt copii, ok, sunt copii. Hopa! Mai e cineva acolo? Fraților, v-ați gândit, poate e Jenny și face o farsă. Jenny, prietena ei, care trebuia să fie cu Todd. Did you piss off more trick-or-treaters? Cică, mamă, ai enervat alți colindători, probabil. No. Nu, ba da, e enervat pe ea. Poate chiar ăștia sunt. Care fac mișto. Jenny, is that you? Aaaa, de-aia se numește filmul Is That You. O treabă pe Jenny, dacă e ea. Ha? Zice Jenny, cum adică? Vorbesc serios. Is That You? Vorbesc serios. Ești tu aia? I will call you in a bit, or then I are kinda busy. Și că eu și toți suntem ocupați, o să te sun imediat. Deci nu e Jenny. Frate, eu zic că să ia. A dispărut acum aia, probabil a dispărut. Da, m-a dispărut. Ori e femeia asta de care se spunea la început că dacă o vezi te duci în negru, nu știu ce, go black. Dar poate să fie și colindătorii aia care au fost supărați. Gen.
Hopa, a sunat cineva la ușă, trebuie să se ducă maica sa. N-au ce zice maica sa, fraților. Hopa, s-au zis ca și cum a picat ceva pe jos. Mamă? Băi, iar e o farsă proastă de-a lui maică sa. Mamă, asta, fraților, mai are și piciorul, nu știu cum. S-a lovit la piciorul, uitați-vă. Bro, unde-i maică sa, bă? Face iar o farsă. Dar nu cred că faci o farsă, bro. Hopa! Hopa! Hopa, hopa, hopa. E cineva acolo, e cineva acolo, fraților. E cineva cu mâna aia acolo. Bă, cine e acolo? Sora mea, fugi înapoi. Fugi, fugi. Du-te înapoi în cameră. Urcă cineva pe scări. Bro! Bro! Bă, da, voi realizați faptul că chiar dacă n-ar fi legenda aia adevărată, gen legenda cu femeia aia pe care o vezi, bă, și dacă stai un colindător random, tot e horror, de ce a intrat la ei în casă? Ok, ok, e ceva ciudat. E ceva ciudat. Sora mea, pleacă de aici. Închide ușa. Pune ceva așa. Bro. Fraților, ați văzut? Acum nu suntem Rovision noi, dar ați văzut greșeala din filmul ăsta horror. Facem greșeli în filmul ăsta horror. Fiți atenți, aici avea cârjele, da? Și aici, uite, cârjele erau aici. Ia. Stați, ia vedeți. Ia vedeți, cârjele erau aici. Bă, ne merge mintea, ne merge mintea. Hai să vedem. Greșeala în film horror. Hopa, o sună Jenny. Da. Răspunde, sora mea. Prea târziu. Trebuia să răspunzi și să-i zici la Jenny să sune la poliție. Bra, this is too late. O să mori. S-a deschis ușa. Aoleu! Bra! Nu s-a terminat. Da, a fost dusă genia noastră, ok, nu asta e genii. Stai, se întoarce să ia telefonul, nu? Fac pariu că se întoarce cineva să ia telefonul. Sau? Nu, aici s-a terminat? A, uite, iar îi sună telefonul, sună genii. Bun, băi și fete, aici s-a terminat acest videoclip. Ăsta a fost filmul horror. Bă, a fost destul de spooky, dar a fost, gen, a fost destul de scary. Dar a fost și foarte, foarte interesant. N-a fost chiar cel mai horror film pe care l-am văzut, dar a fost foarte interesant. Cam atât a fost. Eu am fost Marius Iancu. Dacă mai vreți episoade de genul, scrieți la comentarii. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată. Pa, pa! Băieți și fete, bine v-am găsit la Te-ai speriat egal ai pierdut challenge. Da, frați și surori, ați auzit foarte bine. Numele meu este Marius Iancu și bine ați venit la un nou challenge creepy la mine pe canal. Nu am mai făcut de foarte mult timp un challenge creepy, așa că am zis, fraților, să revin în forță cu un nou Încearcă să nu te sperii challenge. Însă de data aceasta este ceva mai special, pentru că avem un videoclip care se numește Te-ai speriat egal ai pierdut. Și practic, fraților, este un videoclip făcut de către editorul meu, unde avem un challenge pe 3 nivele, băi și fete. Mai exact, sunt 3 filme horror, 3 filmulețe scurte, foarte, foarte horror. Primul nivel este cel mai ușor, ăla din mijloc este mediu și ăla al treilea este cel mai greu. Deci, fraților, să fie foarte, foarte tare, sunt curios
dacă o să pot să duc challenge-ul la capăt fără să mă sperii. Și desigur, fraților, că vă provoc și pe voi să faceți aceeași chestie și știți și voi care sunt regulile la genul ăsta de challenge-uri. Nu aveți voie să opriți videoclipul, nu aveți voie să dați skip, gen să dați pe ecran 15 secunde mai târziu, pentru că dacă faceți chestia asta, băi și fete, practic trișați, gen, sau să vă puneți mâna la ochi. N-are niciun sens. Trebuie să fie un fel de încearcă să nu ții privirea challenge. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și hai să nu mai pierdem timpul. Te-ai speriat egal ai pierdut challenge pe 3 nivele. Let's go, baby. Hai să vedem. Sunt curios dacă cât o să reușim să stăm fără să nu ne speriem. Te-ai speriat egal ai pierdut. Level 1. Let's go. Let's go. Hai să vedem. Primul nivel. Map Light Filmworks. Ok. Suntem într-o pădure. Ok. Ok, și este o mașină cu doi oameni. Asta ai vrut să-mi arăți? Întreabă ea. Nu. A vrut să-ți arăt asta, ia. Asta am vrut să-ți arăt. Și ne arată o mască horror. Ok, fraților. Foarte ciudat băiatul ăsta, dacă stați să mă întrebați pe mine. A dus-o pe gagică, s-a bănuiesc în pădure, se arată o mască horror. Foarte ciudat. Ce naiba chestia aia? Urban legend or whatever. You buy this mask online and people say if you wear it into the woods, a monster will appear. Bro, deși că este o legendă urbană, ca gen o legendă urbană în zona aia, care se povestește despre un monstru din pădure și gen tu trebuie să iei masca asta și să o porți în pădure. Și dacă o porți, o să apară monstru. El a luat masca de pe net, bro, nu știu, sună puțin fake. Și da, ne ajută să fie fake. Saw it on Facebook. A văzut pe Facebook, da, de 100% e fake, 100% nu merge. Asta nici nu crede, fraților, vă dați seama. Este bullshit. Ci că n-ar fi nicio treabă dacă am încercat, bă, corect și asta. Nu, asta nu vrea. You're scared, aren't you? Ți-e frică, nu e așa? Nu vreau să plec de aici. Bă, fraților, lua asta e frică. Bă, dar are și motiv. Bă, bune, și asta e ciudat, rău de tot. Adică, nu, fraților, nu cred că e atât de horror, având în vedere că e dimineață. Gen, nu-i noapte. Stop it! Let's go! Ok, bă, nu, gen, ea chiar e speriat. O fi că ea chiar crede în legenda asta urbană. Ci că nu plecăm niciunde până când unul dintre noi nu încearcă. Deci tu trebuie să încerci, frățiorul. Bine. You go. Tu te duci. Tu încerci. A, trebuie să iasă afară să se ducă în pădure. Du. Du-te, frățiorul. Haide, încearcă. Don't leave without me. Ci că să nu pleci fără mine. Hai să vedem, fraților. Hai să vedem dacă ce o să facă. Let's go. Chiar sunt super curios. Ok. Ok. Momentan nu se întâmplă nimic așa, așa și trebuie. Ora, ce facem, fraților? Ia, uite. Bro. Fraților, bă, voi ați văzut în față. Bă, eu cred că ăsta, de fapt, îi face o farsă ei. Fraților, ăsta îi face o farsă ei, de fapt. Voi ați văzut ce-i în față? Ați văzut fantoma din față? Chris? Chris, it's not funny. Chris nu este amuzant. A, deci asta a prins că, bă, șoche că e o farsă. Șoche că e o farsă. Șoche că îi face o farsă, fraților. Bă! Chris? Bă, s-ar putea să nu-i facă nicio farsă, fraților. S-ar putea să nu-i facă nicio farsă. Chris?
Yeah, right? Jesus Christ! Bă, frăților, da... Ia stați! Ia stați puțin, a venit Chris ăsta... Dar gen, el n-a văzut fantoma, a văzut-o numai ea, că n-avea cum să se schimbe așa de rapid și a văzut că fantoma era și pictată pe mâini. He scared the shit out of me. Mai speria foarte, foarte mult. Nu este amuzant. Mamă, ea crede că el a făcut farsa asta, dar nu el a făcut-o, fraților. Că nu avea timp să se schimbe și toate chestiile astea. Efectiv, n-avea timp. Îmi pare rău. Ready to go? Ești pregătită să plecăm? Da. Mamă, frate, ce neva se întâmplă? Ok, și aici acum arată fantoma. Hey! Where are you going? Bro! Oh my god, ăla nu era Chris, fraților! Ăla nu era Chris, Jesus! Și uite fantoma în spatele lui, Mask se numea. Mamă, ok, ok, fraților, bun. Băi, deci am reușit să nu ne speriem la primul. Am mai avut noi așa anumite reacții, dar nu ne-am speriat. Mamă, ce film, ce film horror nebun. Crazy pe bune, crazy pe bune. Foarte, foarte tare. Hai să vedem nivelul 2. Level 2. Level 2 de la te-ai speriat egal ai pierdut challenge. Este un film de la Alter, ați văzut acolo. Deci e doamna asta care merge în parcarea subterană. Ce se poate întâmpla rău într-o parcare subterană până la urmă, fraților? Nu e așa? Vă zic eu, se pot întâmpla multe chestii horror. Hai să vedem. Ok. Telefon conectat. Două device-uri conectate. Hopa. O fi că ea gen are numai telefonul conectat și acum se întreabă care e al doilea device care e conectat, că n-are niciun sens. Ok, fugi. Pleacă, sora mea, de aici. Pleacă. Ce stai pe gânduri? 11:24. N-are service. Ok. Fugea mea. Are sânge pe mâini, bă, de ce? Phone connected. Bro, ce se întâmplă? Ok, nu cred că are ea sânge pe mâini, era sânge pe schimbător. Bă, ce naiba? Ok, filmul ăsta mă face să... chiar așa... aștept un jumpscare, sunt pregătit un jumpscare. Iară zici aceeași chestie, a zis prima dată phone connected și acum two devices connected. Iară repet aceeași chestie, efectiv, fraților. Now, this is horror. Asta chiar e horror, asta mă uită. This is creepy. Very creepy. Ok. Dar n-am văzut pe nimeni, fraților. N-am văzut ce pe nimeni să fie pe lângă ea sau ceva de genul. Se dă jos din mașină. O fi că nu poate să... probabil e ceva în portbagaj? S-a auzit ceva din portbagaj? Oh my god. E ceva în portbagaj, fraților. Băi, e intensitatea prea mare, băi, e intensitatea mult prea mare. Jumpscare, o să fiți toată lumea pregătită de jumpscare. Bro, e cineva legat acolo. Bă, și ea n-are nicio reacție. Oh my god, frate, m-am prins. Ea știa că e cineva legat la ea în portbagaj. Ea l-a pus acolo, probabil. Dar de ce a fost așa de speriată? Bă, uitați-vă la psihopată. Man, i-a luat telefonul. Oh my god. Bro, ăsta trebuia să fie ceva de genul încearcă să ghicești finalul challenge și pierdeați toți, inclusiv eu. Man, what the fuck. Ok. Spuneți-mi cine se aștepta la asta, fraților. Cine se aștepta la asta?
Eu nu m-aș da în asta. Ea n-a închis pe la acolo. Pentru că dacă nu era speriată, că da, eu zic că oricine întreg la minte ar fi speriată dacă ar vedea un alt om la el în portbagaj. Phone connected, lasă-mă sora mea, bun. Frate, și acum e nivelul 3, bădeți, da, este nivelul 3, am ajuns la ultimul nivel. Two devices connected, așa se numea filmul, am înțeles. Nivelul 3, let's go. This is the... acesta este... finala, gen, aceasta este finala pentru că este cel mai horror film. Mamă. Începe, nu spune că începe cu o japoneză de-aia. Mamă, bro, m-a știut omul meu. Mamă, o japoneză de-aia, fix cum îmi place mie. Îmbrăcată în alb. Cipres se numește. Ok, deci am auzit. Ok, deci fata asta vorbea cu cineva la telefon și a zis că o să mai citească câteva pagini înainte să se culce. Hai să vedem. S-a auzit ușa. A intrat asta la ea în casă, fraților. A intrat efectiv fantoma la ea în casă. Bă, ce se întâmplă? Sora mea, te-ai văzut? O fi că ea de care coșmarul sau ceva de genul. Bă, ce naiba? Ce naiba a fost aia? Ce naiba a fost asta, fraților? Oh my god! Bă, nu-i bine. Mamă, deci more când aud pașii aia, efectiv mă cac pe mine de frică. Se pare că sora mea nu-i la fel ca mine, Lu? Băi, speriată, fraților. Adică și eu aș fi speriat, nu zic că... na. Dar, totuși... Se uită pe geam și acum apare aia în spatele ei. Ia uitați-o, uitați-o, fraților! E supat. Plânge. De ce plânge, bro? Presitul jumpscare. Se pune să citească. Fraților, ce se întâmplă? Ai grijă, sora mea. E cineva sub plapumă? Opa! Oh my god. Și aici s-a terminat challenge-ul. Bun, băie și fete, păi cam atât a fost cu acest episod, fraților. Ăsta a fost, te-ai speriat egal, ai pierdut challenge. Eu am reușit să câștig challenge-ul. Nu se pun astea că n-am făcut sau ceva de genul. Nu trebuia să mă sperii pe bune, să țip sau ceva de genul. Deci eu zic că am terminat challenge-ul. Scrieți și voi la comentarii dacă l-ați terminat și voi cu succes. Și dacă nu ați terminat cu succes, scrieți la gen la ce parte v-ați împotmolit. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Marusian cu Vampa pe toți și vă urez un weekend minunat. Pa, pa!